Să plantezi un pom, să faci un copil și să ridici o casă. Asta ar fi ordinea celor mai importante lucruri din viața unui om, dacă ar fi să întrebăm un ecologist. Dincolo de proverb însă, cifrele României scot la iveală alte priorități. Numărul copacilor retezați crește în progresie cu câte 3% în fiecare an, iar cel al arborilor proaspăt plantați cu doar 0,3% anual. Sunt zone pe harta țării care fac totuși eforturi să își mărească pădurile. Care sunt acestea, aflați într-o campanie marca Digi24. Groapa trebuie să fie cel puțin atât de adâncă, da? Mai tăsăm puțin. Da, observați că rădăcina este complet asupată. Iar ultima operație, puțin pământ afumat deasupra. Și-au trecut doar 5 minute, atât durează să plantezi corect un puiet. 5 minute pentru 140 de ani de viață cât trăiește un stejar. 4500 de astfel de arbori au fost plantați în Parcul Natural Comana. Asta înseamnă aproape un hectar împădurit. Infim pentru că ar trebui să recupereze județul Giurgiu, care se clasează aproape de coada clasamentului cu doar 9% din teren ocrotit drept fond forestier. Este greu atunci când lucrurile nu sunt făcute la timp. Acțiunile de exploatare sunt acțiuni care trebuie urmate imediat de acțiunile de împădurire, de reîmpădurire. Suntem legați de o anumită forță de muncă, o forță de muncă locală, care este din ce în ce mai greu de găsit sau nu este disponibilă datorită faptului că vârsta este medie, este undeva în jur de 60-70 de ani. În fiecare an, în cadrul Direcției Civice Giurgiu, se împăduresc circa 100 de hectare. Organizațiile non-guvernamentale cu sprijin financiar particular încearcă să reclădească harta pădurilor. Recunosc însă și ei că eforturile lor sunt infime în fața a ceea ce ar trebui să facă statul de fapt. Studiile lor arată că în fiecare an peste 5 milioane de copaci dispar din inima pădurii. Ei nu pot să planteze mai mult de 1 milion de puieți la nivel național. Să nu uităm că multe dintre pădurile care se exploatează astăzi, într-un fel sau altul, legal sau ilegal, sunt păduri plantate în secolul trecut și pe care acum le vedem mari, le luăm de bune, de-a gata, dar natura a muncit la pădurile astea ani buni, nu avem cum să replantăm noi tot ce s-a tăiat. Ceea ce facem noi acum va deveni cu adevărat o pădure abia peste câteva zeci de ani. În fiecare an, 10 de persoane depun cereri la ocolul silvic din Giurgiu și solicită să-și transforme terenurile agricole în suprafață împădurită. Din 2004 până astăzi, peste 200 de astfel de hectare de teren au devenit pădure.